Astăzi trebuie să alegem un nou președinte de ședință, dacă vrea cineva să propună un președinte. Da. În ținea Costică, mă alegi propunătorul de servii. Propun doamna Maria Sforțan. Doamna Sforțan, dacă cineva ce potrivă? Sau aveți alte propuneri? Alte propuneri? Suntem de acord. Mă bucur. Mulțumim. Doamna Sforțan, vă rog să preluați lucrările ședinței de astăzi și cu voi. Ia, pentru început am să vă propun să spunem la vot procesul verbal al ședinței din 27 decembrie 2021. Care ați luat la cunoștință. Cine este pentru? Eu. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Mulțumesc. Să începem cu ordinea de zi. Primul punct deja s-a... Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Crețu Mirela Cristina, inițiator primar din Clăuș Diana Anarhisa. Vorbim de fiecare, da? Da, e mai bine. Da. O să vorbesc eu despre treaba asta. Știți că este vorba despre fata care, la care le-o ars casa cu problema cu soțul, cu... Ei au rămas, da, ei au rămas 7 copii pe drum. Sunt acum preluați de către o asociație dintre asta la Bacău, la DGASPC. Problema e în felul următor. Ei 6 luni de zile, atâta sunt ținuți acolo. După 6 luni de zile o să-i trimit înapoi. Noi, ca și administrații, ca și oameni, ca și tot ce suntem, trebuie să facem cumva să-i ajutăm. 2000 de lei aceștia sunt puțini bani pentru a reface acolo casa aceea care e arsă până, e foarte puțin. Dar ieri am avut o discuție și cu părintele Vasilică, pentru că este la dumnealui în parohie și oameni din parohie au sărit să ajute această familie ca să putem să facem ceva, măcar să-i schimbi prima dată acoperișul și după asta cu încetul, cu încetul să înceapă să facă astea, cum se zice, pereții și ce mai este înăuntru. Nu cred că o să reușească până în timpul în care vin ei încoace, adică în 6 luni de zile. Și atunci m-am gândit în felul următor. Acolo unde noi am făcut, camerele celea jos, unde stă rachii pe timp de iarnă, una din camere chiar am lăsat-o pentru așa ceva. Chiar dacă camera e foarte mare ca spațiu, o să mai trebuiască mai mult patru și așa ca să poată să stea, dar asta ar fi una dintre soluțiile până vin și până când se va face, până când se va face ceva pentru casă. Și am zis că să rămân acolo o perioadă, să-i ajutăm cu lemne, cu cine, să te ajutăm și să rămân acolo până când o să încercăm să facem casă. Pentru că nu e asta cea mai, adică nu e soluția cea mai bună, e o soluție de a ieși în continuare din impasul în care sunt. Dar nu e soluția optimă să rămân acolo, în camera aia, părerea mea. Un alt lucru pe care eu l-am gândit și acum cu dumneavoastră și o să trebuiască să vorbesc și eu cu cei de la Habitat, ar fi în momentul când se apucă să facă casele acestea la Habitat sus aici, următorul rând de case, să aplice și ei pentru una dintre aceste case, dar știți că aceste case nu sunt date pentru oameni, pentru ajutorul social. Știți că aceste case sunt ca un fel de prima casă. Adică trebuie să ai salari, trebuie să plătești, trebuie să fii, cum să spun, nu îți dă așa, lua toată lumea, ai putea împități acolo, dar nu avem cum. Ei trebuie să plătească o sumă de 3 milioane, aproximativ, nu știu chiar exact, timp de 15-20 de ani trebuie să plătească suma asta. Eu am spus să vorbim, ei au o sumă de bani, pentru că sunt mulți copii, ar putea din alocații, dar asta n-ar putea până la finalul, până 15 ani, n-au cum să arate, că, cu toate că e ceva relativ. De ce spun că e relativ? Că și ăștia care duc un contract de muncă, acum, e posibil ca peste 2 ani de zile, să spunem, dacă lucrează undeva, să nu mai pot să lucreze sau să nu mai lucreze. Și atunci iar e relativ și acolo. Și să avem și o discuție cu acei de acolo, ca să-i putem... Eu o să am o discuție cu ei. O altă discuție ar fi să mă rog de ei și să intervin un pic, pentru că au mai ajutat și în alte părți, la acoperiș. Că am înțeles că le-a mai rămas tablă și poate ne-ar ajuta la acoperiș să facă ei, să ne ajute să doneze
tabla, o să vedem, pentru că și noi am pus pământul la dispoziție, adică am avut și noi niște, i-am ajutat pe ei în sensul ăsta în care să facă niște lucruri. Așa că noi putem să dăm banii ăștia, 2000 de lei, pentru tot, pentru materiale de construcție și să vedem în continuare ce putem face și să-i aducem acolo, în camera aceea unde... Na, dacă sunteți de acord, cam asta spun acum ideile care eu... Adică ideile, cam asta putem face, nu putem să facem altceva. Poate mai dăm și noi un vărmuț acolo, mai trebuie să mai... Eu am spus să facem, totuși la nivel de comună, am să pun eu un, cum să zic, am să pun un apel la nivel de comună, să vedem cine mai vrea să mai dau și 5 lei și 10 lei acasă strâng și mai ajuns cu ceva. Până la urmă, copiii cei chiar n-au nicio vină, haideți să fim cinstiți, sunt copiii mititei, îți până când să... Le-a mai rămas un porc, o vacă, ce le-a mai rămas acolo, au un băiat care are 14 ani și e acasă și are el grijă de animalele cele. Dar vă dați seama, un copil de 14 ani, ce grijă poate să aibă și cum poate să fie? Hai să fim cinstiți cât poate să lucreze. Da. Cam asta ar fi cu această familie. Dacă sunteți de acord cu 2000 de lei ăștia... Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar, modalitatea de distribuire a acestuia elevilor și preșcolarilor de la Școala General Nicolae Șova, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Da. O să vorbesc cu eu despre lucrul acesta. Știți că înainte de pandemie, comuna noastră a fost aleasă într-un proiect pilot. Proiectul pilot a fost acela să dăm o masă copiilor, da? Un timp s-a dat această masă, pentru că nu erau probleme să mergea la școală, s-a dat această masă, s-au dat sandvișuri, a fost o licitație, bineînțeles, a fost licitația pe site, peste tot, s-a văzut despre ce este vorba. Din nou suntem promovați în acest proiect. Sunt 3 comune pe întreg județul Bacău, care sunt în acest program. Din nou să ne dea bani pentru copii, pentru masa caldă, adică vom continua acest proiect. Din ce știu eu acum, dar bine, este un pic relativă suma, dar o să vedem, partea a doua sume ar fi fost de 5.800.000, va avea loc aceeași licitație care trebuie să aibă loc. Banii sunt veniți numai pentru așa ceva, pentru mâncare și pentru suportul acesta al mesei la ele. În cazul care, dacă se mai întâmplă, Doamne ferește, să mai avem copii, să fie din nou școala online, aceștia vor veni să vă face un program și părinți sau frați sau vor veni în fiecare zi pentru a ridica acel pachet de la școală și o să vedeți că sunt, pentru că eu vreau să știu, Anișoara este aici, da. Eu cred că a fost foarte binevenit, foarte binevenit atâta timp cât a fost. Mă bucur că suntem una dintre cele 3 comune din tot județul Bacău care are acest program și pentru urechile la unii care tot îmi ia și îmi tot dezvolt vorbirea într-un alt fel decât ar trebui. Acești bani sunt aduși în comună, nu sunt din buget. Sunt bani aduși. Deci 5.800.000 vorbesc de bani vechi. Că m-am învățat să vorbesc de bani vechi. Dacă v-aș vorbi de bani noi, sunt convinsă că tot nu ne-ar înțelege o parte dintre ei. Deci sunt bani vechi aduși în comună pentru copii. Cine vrea să vadă despre ce-i vorba, când se dă mâncarea, rog să stea la poarta școlilor și să numere pachetele și să vină să vadă ce-i pachet. Da, se aduceau la pauza mare, de la clasele mici veneau dimineața, la 8 dimineața se făcea prezența, da, pentru toți copiii, mâncarea era caldă, copiii când venea le împărțea, le împărțea mâncarea, fiecare copil mânca. După amiază, la pauza de la 2:30, venea pentru cei de la gimnaziu. Da. Foarte binevenit această masă și felicitări pentru inițiativă și pentru suport susținere. Da, mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, chiar au fost un pic și pentru treaba asta. Poate cineva crede că cumva ne cade din nou din cer așa vreun salam și ne mai cade și vreo pâine. Ca să, fără să te zbați, cred că dacă stai pe la colțurile
primării, cred că îți cade ceva. Nu îți cade nimic până nu ți-ți bat și cei care știu și cei care merg și muncesc și vor să facă ceva știu despre ce-i vorba în momentul în care chiar vrei să faci ceva și de obicei iei tot tu șuturile după ce le-ai făcut. Cam așa e la noi. Cam asta e. Cam așa e reversul medalii. Dar să trecem totuși mai departe, că lucrurile tot trebuie făcute. Că mai sunt și cârcota, așa asta e viața. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea, eliberarea acord prealabil și autorizație de amplasament și sau acces în zona drumului public, inițiativă de la Petruș Diana Narcisa. Poți să citești cu punctul 5, că e același lucru. Și punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de uz și servitude pentru lucrarea proiect de interes comun și de modernizare a rețelei de energie electrică PDA 3 Bucșești, Comuna Podul, Județ Bacău, inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. În urma mai multor demersuri care au fost făcute către Delgaz, datorită faptului că pe partea Bucșești-Corne tot mereu a fost stricat iluminatul ăsta, care deja e foarte vechi și trebuie înlocuit foarte mult la el, s-au gândit și domnii de la Delgaz, până la urmă, să ne dea o mână de ajutor, între ghilimele, așa că... Și s-au apucat să facă niște... mă rog, să lucreze la un proiect de modernizare a energiei electrice pe zona Bucșești până la Cornet. Acum, pentru că s-au apucat de această treabă, noi trebuie să ne dăm ca drept de uz și servitute o suprafață de 1800, adică pe suprafața unde lucrează, precum că au voie să lucreze și să treacă, să lucreze, să fie autorizați și să știm, și știm despre ce-i vorba. Nu întotdeauna tot ce ține de iluminatul public a fost pentru că firma de mentenanță nu și-a făcut treaba. Multe lucruri care trebuiau să se întâmple pentru că Delgazul ar fi trebuit să intervină, nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat pentru că nu veneau, pentru că spun că sunt foarte puțini echipii și nu poate să vină exact în momentul în care trebuie. Rețeaua e vechi, trebuiau puse... modernizare de lucru. Nu s-au investit în modernizare, tocmai. Nu au investit absolut nimic în modernizare. Iar de asta sunt probleme cu rețeaua. Nu pentru că îi devină primarul că s-a străcat la Provozești. Eu nu vreau să strici nicăieri. Pentru mine ar trebui să lumineze comuna ca New York, după părerea mea. Dar nu tot timpul se întâmplă ceea ce ne dorim. Nu doresc să-și bagi lumea degetele în ochi pe drum când merge. Două zile la rând, două nopți la rând, colegul meu de aici s-a dus și a făcut iluminatul el pe Provozești. Ca să fie treaba bună, ca să nu mai avem care pun poză cu luna, că iluminează luna pe drum. Săracii atâta, doi, eu nu știu cum poți să ai atâta mit, pui luna să cât iluminează luna, că nu a mers curentul electric, nu a mers iluminatul public. Se întâmplă lucrurile astea, știi? Au fost vânturile celea când era la Moinești, era beznă total. Două nopți au fost beznă total. N-am mai fotografiat luna, s-o mai pun la prin oraș, ca să vadă lumea luna prin oraș. Sincer. Dar aici e romantic, bun, am înțeles că are romantic, dar acum de la romantism și... Nu e problema asta cu fost. Foarte bine, foarte bine cu atenționat. Numai că știm despre problemele astea. Chiar știm și știm ce se întâmplă. Nu este cazul să creadă cineva că cineva doarme acasă și restul stau și își bagă deșele în ochi pe străzile din comun. Chiar știu despre ce-i vorba. Dacă tot am ajuns la discuția asta, au fost zilele astea libere, cât au fost? Vineri, sâmbătă, ce au fost? Am fost aici de dimineață și până seara, la 90, m-au prins aici și pe străzile comunii și când era cu dezăpezitul și când era cu... Trebuie să mulțumesc și lui Nenea Bâșcă, să mulțumesc Nea Vrămescu, să mulțumesc și lui Sorin, că de dimineață începând și noaptea și dimineața pe drumuri au fost... Oamenii sunt și oameni, nu putem să stăm, suntem o mână 4-5 oameni care pot să stai la dispoziția la fiecare parte când își dorești ceva. Eu am înțeles, fiecare avem dorințe, am și eu dorință, nu toate sunt îndeplinite. Asta e viața, mai avem și... Am stat și eu, am stat și Vasile și hai pe drum, în fiecare... Care? Nu, n-am văzut niciunul să mă suni, să mă întrebi, vai, știi, ai mâncat ceva? Sau... Dar de vorbit gura fără ei, tare ușor te-a aruncat cu noroi. Am mai spus eu, asta cu aruncatul cu noroi, păcat că la un anumit nivel
să aruncă cu noroi și să aruncă cu noroi tot de către oameni din comuna noastră. Eu împreună cu dumneavoastră de aici și știți foarte bine ce înseamnă un proiect, știți foarte bine. Sunt oameni care au fost în funcții, care au fost primari, știți foarte bine cum să faci un proiect, cam câtă muncă, cam ce trebuie să faci ca să aduci un proiect. Și e foarte ușor să vină unul, să înceapă el să spună că ai, dar ce proiecte, ce s-au făcut, dar nu mă face de râs pe mine, credeți-mă că nu pe mine mă face de râs. Face de râs comuna asta, unde sunt chiar oameni gospodari, adică unde sunt chiar oameni care au muncit. E o comună care chiar am dorit să o ducem undeva în județul ăsta, să audă de comuna asta că evoluează. E o comună care s-a băgat atâția bani în comuna asta și a intrat atâția bani și să facă atâtea lucruri. Ce ușor e să găsești, să faci o poză la o groapă de gunoi. Sunt, dacă vrei să cauți în gunoi, asta ești, unde cauți. Unde cauți, acolo găsești, exact ce vrei, asta găsești. Dar de ce nu găsești un lucru bun? Tot timpul m-am întrebat. De ce oamenii nu poate să facă lucruri buni? Ce ușor e să faci rău? Foarte ușor. Cât rău putem să fac eu în viața asta și am trecut pe lângă el și am tăcut din gură și am trecut mai departe. Dar să trecem peste că m-a luat așa. Important este să se facă iluminată pe partea aceea, plus că acum la ora asta, de asta am și întârziat un pic, sunt veniți cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții care sunt în control pentru acele leduri care deja s-au pus o parte din ele. Pe unele străduții mai mici au început să pună ledurile celea pe proiectul care este adus în Comuna Poduri și proiectul cu sprijinul luat de noi prin sprijinul AFM, prin care Comuna Poduri n-a pus decât o mică cofinanțare. Proiectul ajunge până aproape la 20 și ceva de miliarde de lei. Așa că sunt bani aduși în Comuna Poduri, repet, pentru că sunt unii care ori surzi, ori nu vor să înțeleagă, dar banii sunt aduși de către noi, în Comuna Poduri, noi și știți bine că ați ridicat și dumneavoastră mâna, se pune o cofinanțare. Dar cine nu știe despre ce-i vorba și ce înseamnă cofinanțare, e mai greu de digerat. Sunteți de acord cu această modernizare? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2021 din excedentul anului precedent al bugetului local. Inițiator primar Micăluș Diana Narcis. Știți foarte bine că la fiecare sfârșit de an rămân bani, depinde cum ai programat, cum să zic, depinde cum ți-ai făcut treburile pe parcursul anului trecut și rămân bani. Ei, banii aceștia care au rămas, ei de fapt și de drept se duc în fondul de rulment, așa spuneam noi, excedent sau fondul de rulment. Dar asta nu înseamnă că ei au rămas acolo, în fondul de rulment și cu acești bani, gata, din banii aceștia facem noi ce ne dorim. Pun explicațiile astea pentru cei care mai urmăresc ședințele de Consiliu ca să înțeleagă niște lucruri, dacă vor. Acești bani care rămân sunt pentru proiecte. Sunt puși de proiecte de anul trecut, dar dacă proiectele, de exemplu, nu au fost terminate, ei se duc în anul viitor pentru aceleași proiecte. Și vă dau un simplu exemplu. De exemplu, scuzați că m-am repetat. De exemplu, cu drumul de la Leren, da? Am început drumul acesta din bugetul nostru. Drumul costă în jur de 33 de miliarde, vechi. În afară de faptul că costă atât, avem o parte din bani deja strânși pentru acest drum. La ora actuală erau peste 19 miliarde. 19 miliarde aceștia se regăsesc în acești bani de aici, din pușculița aceasta care a rămas. Dar ei trec pentru anul ăsta care vine, trec pentru a plăti atunci când se termină. În scurt timp se termină și licitația pentru acest drum, pentru Leren. Și o să fie început și o să fie făcut. Mai sunt drumuri care sunt depuse pe unele fonduri pentru a le face anul acesta. Și le știți foarte bine care sunt drumurile respective. Nu le mai repet încă o dată. Dar v-am dat un exemplu cu ce se întâmplă. Aici avem, se spune așa, se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2021 în suma de 22.504.496 lei. Deci ei sunt în bani aceștia noi, da? Dar în bani vechi sunt 25 de miliarde, da? Ei,
Mai avem și în afară de 25 de miliarde acestea. Nu s-a făcut nicio risipă la bani. Bani se strâng în Comuna Poduri. Și se strâng așa, strâng tare de tot. Și să spun de ce? Pentru că toți banii aceștia se duc pe proiecte, se duc pe investiții, se duc pe școli și încă nu ne ajung. Pentru că ne-ar trebui mult mai mult. După mine mi-ar trebui să fac toate, să fac tot odată, dar nu se poate, că am spus. Costurile acum sunt foarte mari. S-a mărit, de exemplu, kilometru de asfalt, deci nu vreți să știți cât costă un kilometru de asfalt. Cât s-a mărit. Dacă era 10 miliarde, acum ajunge peste 15 miliarde un kilometru de asfalt. Nu mai vorbim că fiecare proiect nu se mai face fără a avea acele rigole betonate pe marginea drumului. Nu mai poți să pui asfaltul fără să faci rigolele. Sunt foarte multe lucruri pe care poate nu le știm foarte bine, dar ar fi bine să întrebăm. Ce nu știu, uite, vin și întreb, pentru că cel puțin de când sunt eu aici, eu cred că a existat o transparență totală asupra tuturor sumelor și vă spun și de ce. Pentru că zilele trecute am avut Curtea de Conturi care a venit la măsuri să vadă ce s-a întâmplat în timpul, ce măsuri s-au luat de către mine pentru celelalte lucruri care au fost dinainte cu ceilalți primari. Și vreau să vă spun că am fost felicitați pentru ceea ce s-a făcut. Și nu cred că Curtea de Conturi felicită foarte multă lume. Am avut auditul care la fel ne-a felicitat și de aceea e ușor să vii să dai cu o piatră când habar n-ai pe ce lume trăiești. E foarte ușor. Dar e foarte greu să gestionezi lucrurile în așa fel încât să fie și legalitate, să fie și moralitate, să fie... Așa consider eu. Cine dorește și vrea mai multe informații, să vină la mine fără nicio problemă, că îi dau absolut tot ce informație dorește la nivel administrativ. Și pe acest... Cred că ar fi mulțumit să audă de la mine exact despre ce e vorba, cum am spus eu. Radio Șanț oricum funcționează, dar nu funcționează bine. Câteodată se mai ia semnalul la Radio Șanț. De asta e bine să veniți la mine să mă întrebați direct, că eu nu pierd semnalul. Paraziți. Da? Paraziți, da. Deci, dacă putem să aprobăm acest acoperire definitivă din excedentul bugetar, le spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 7, diverse. La diverse argumentare, mă se intervine cu câteva probleme, și anume, doamna primar, o femeie sufletistă, înconjurată de oamenii care cu adevărat țin la domnia sa, sunt foarte mulți, o comună întreagă, dacă vreți, alături și de ceilalți colegi care au fost primari sau viceprimari în această comună, sau director de școală, sau știu eu, ziceți dumneavoastră ce funcție doriți. Am mers în birou la domnia sa și de fiecare dată prima întrebare, cum vă mai simțiți cu sănătatea, doamna primar? Pentru că ca un om într-o funcție mare, cum este în comună, cea de primar, să-ți dedici întreaga viață, trup și suflet, pentru comună, să-ți neglijezi sănătatea, eu n-am întâlnit și eu am fost director, coordonator, viceprimar, ce mai fost, când era primar domnul Dobrovăț, eu n-am întâlnit un astfel de om. Mai era un om sufletist, la care eu țin foarte mult, Dumnezeu să-l odihnească, domnul director Puiu Bibere de la Cern. Și vreau să spun că în birou acolo m-am întâmpinat cu... Era și un preot de la Cernu, era și domnul Vasilică, administratorul, bolnav. Și domnul Vasilică și toți ceilalți. Și cu adevărat, oamenii ăștia nu știu când se termină ora de a pleca acasă, că unii pândesc dacă se face ora 3:30, 4:00, pe ei este drumul. Ori nu, îi ține primăria legat de ea clădirea aceasta și funcția până la și 12 de noapte, dacă e nevoie.
fără masă, fără casă, fără căldură, cât mai agonisim căldura din partea asta de geotermală ce o avem noi pe aici. Și un lucru nemaipomenit de frumos a fost cel care parcă mi-a luat un pietroi de pe inimă. Se discuta cu un preot de la Cernu construcția unei noi biserici în locul celei vechi de la Cernu. Mi-a arătat și proiectul, un proiect extraordinar de frumos, pe stilul, dacă doriți, din partea Ardealului, stilul acesta deosebit de frumos, care ne încântă ochiul și sufletul. Și am zis că o să-l facem și noi, acest proiect al Bisericii la Cernu cunoscut. E adevărat că oamenii satului contribuie cu 25 de milioane de lei vechi și, cum să vă zic, nu e o sumă atât de mică, dar vorba doamnei primar și a domnului administrator, domnul Vasilică, o să facem și noi cât putem să contribuim pentru acest edificiu de cult. Mi-aduc aminte când eram viceprimar, cu domnul Dobrovăz primar, am realizat biserica de la Bulen, da, domnul primar? La care preasfințitul Ioachim Băcăoană a făcut, cum se cheamă, a făcut târnosirea, sau cum se numește acest lucru în termenii dânșilor. Extraordinar de frumos. Ca să lăși în timpul unei legislaturi o biserică construită de la zero, când ești primar, e o mare realizare. De aceea ne vom lupta de răsputeri și comisia noastră și respectiv doamna primar și domnul Vasilică și noi Consiliul Local ca să ajutăm oamenii de la Cernu să-și vadă visul împlinit. De asemenea, legat de iluminatul public, eu vreau să vă felicit că se merge ca pe bulevard cu iluminatul, cu aceste LED-uri. Extraordinar de frumos. Nu știu dacă dumneavoastră vă place sau nu vă place. Încă sunt de putere mică, nu e aici Costel Sarparu să ne spună, sunt de putere mică. Da, da, da. Dar cele care vor fi de putere mai mare pe tronsonul principal al DJ-ului 117 o să fie de putere mai mare. Este un lucru nemaipomenit. Și doamna primar, nu mai puneți la suflet toate porcările care le mai zic unii și alții. Nu le mai puneți. Hai să discutăm de altceva, că azi dimineața au fost 16 grade și că lumea au fost în frig, în ger. Hai să discutăm de altceva, de copii ăștia care luați casa. Ăștia pentru mine n-au nicio valoare, nici zero barat. Da, domnul Bia, așa este, cum spuneți dumneavoastră, numai că în momentul în care se nasc discuții de genul ăsta, nu pe mine mă devalorizează, credeți-mă, nu pe mine, devalorizează întreaga comună, întreaga muncă pe care și eu și dumneavoastră poate ați depus-o și echipa care a ridicat mâna pentru un proiect de care se vorbește. Deci nu pe mine, eu nu sunt legată de scaunul ăsta și lumea știe treaba asta, nu sunt legată pe vecii de scaunul ăsta. Dar atâta timp cât sunt aici și încerc să fac niște lucruri, de ce să dai tu cu noroi în niște oameni care chiar vor să facă ceva când și? Când vină la mine, da, spunem despre un proiect pe care hai să-l facem împreună, vină să discutăm despre lucruri pe care le putem să le facem împreună, vină și spunem o problemă care este să o facem împreună, dar tu când în fața casei ai două crengi pe jos, lăsate de cei de la Eon, că au fost pe acolo și au trecut, și tu nu ești în stare să strângi crengile de pe jos, și vii și-mi ceri mie la primărie când nu au venit oamenii să strângă crengile de pe fața porții, atunci cum te numești tu ca om al acestei comune? Și mai vii și cu pretenții, urât, pentru că, încă o dată spun, degradează această comună, nu pe mine.
Eu, această comună, am încercat să o duc acolo, nu că este loc, mai sus decât este loc. Și știu foarte bine ce spun. Și lucrurile acestea, poate unii se ghiontesc când spun că a, că ai stat până la 12 noapte aici, a, că ce, și încep să râdă și chestii de genul ăsta. Îi invit și pe ei să stea, să vadă cum e. Și când ori veni și stăm toți la aceeași masă și vorbim aceeași limbă, atunci, da, îți permit să spui aceste lucruri. Dar când încerci să mă defăimesc după ce am muncit atâta, când încerci comuna asta să o scuip, dar pentru ce să o scuip, nu? Sunt atâția oameni, oameni învățați, oameni intelectuali, sunt oameni care vin și spun lucruri, care vin la mine la ușă și spun, Doamne, haide să facem cu tare, ar fi bine să facem cu tare. Dar tu ai două clienți în fața porții și nu ești în stare să le strângi cheme, ajutorul social și vrei să spui că îmi dai niște lecții de viață? Haideți să fim serioși, că nu așa se face treaba. Da, mă deranjează încă o dată, spun, nu pentru mine personal, repet, că voi mai fi, că nu voi mai fi, aceste lucruri rămân pe retina oamenilor. De ce să rămână lucrurile proaste? De ce să nu rămână lucrurile bune care se fac? Nu se poate așa ceva, adică haideți să fim patrioți până la capăt. A fost ieri 24 ianuarie. Am vrut să scriu pe Facebook ieri la mulți ani și atunci m-am gândit, cred că lumea este mai important să faci ceva pentru lume, decât să numai scrii la mulți ani cu sticle de ghen în mână și cu... Cred că e important să lași ceva în urma ta pe care lumea să vadă că le-ai făcut. Așa am considerat eu că trebuie făcute lucrurile. Da. Nu-i problemă. Cine nu vine, scaunul de primar va fi liber la următoarele alegeri să vină să fie primar. Din punctul meu de vedere, pentru mine această funcție a fost o provocare și o provocare în a face lucruri bune, nu a face prostii. Acum fiecare, am văzut ce are în cap. Ultimul punct, doamna președintă, și cu îngăduința doamnei primar, am lucrat o săptămână întreagă și am pus la punct dosarele comisiei care am condus-o, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Culte și Cultură, Protecția Mediului, Servicii, Comerț, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Cam lungă titulatura asta, poate pe viitor o să o mai scurtăm. Cu aprobarea doamnei primar, cu semnăturile doamnei primar, a doamnei secretar general, asta e pe 2020, ăsta este dosarul pentru 2021, ianuarie-decembrie 2021, și îmi veneau în minte o avalanșă de activități, o avalanșă de lucruri frumoase care le-am petrecut împreună cu doamna primar și, de ce nu, și cu domnul primar Dobrovăț, care a fost primarul de început, de suflet al meu, de început în activitatea asta managerială, să o numesc. Și acolo, între atribuțiunile primarului, eu știam de mult lucrurile astea, am văzut și rolul și activitățile prin delegarea vicelui primar și a multor consilierilor și așa mai departe. Și mă uitam la cât adevăr a fost scris acolo în acele materiale. Că trebuie făcut asta, asta, asta. Câte s-au făcut? Totdeauna greul îl duce conducătorul de unitate. Asta am simțit-o și când eram director coordonator. Greul duce și când o problemă deosebit de dificilă, ultimul cuvânt și cuvântul definitoriu îl are primarul, domnule drag. El este edilul comune. Da, v-am plictisit cu prea multe probleme, îmi cer scuze și vă urez multă sănătate și pentru 30, sfârșit de lună, sfârșit de sărbători, Vasile, Grigore și Ion, urăm la mulți ani Ionilor, Vasilelor și Vasilica și așa mai alte diminutive. Dar să ne întâlnim sănătoși, doamna primar, și să cu zâmbetul pe buze. E, bine, stați liniștit că nu s-a născut acela care să mie zâmbetul de pe buze, nu vă faceți griji. Doar că mă enervez așa, pentru că
E normal să mă enervez administrativ, dar e greu să găsească persoana care să-mi spulcă mie și zâmbetul și... La dispoziție. Da, exact. Au încercat alți lucruri destul de urât și mărșavii, nu e problemă. Asta când nu le-am spus, asta e altceva, când am venit aici să mă plâng. Au fost mult mai inteligenți decât alții, s-au ridicat la un nivel mult mai mare decât ăsta care fac acum. Dar e păcat de comuna asta, e păcat de numele comunei, acesta e păcat de mândria oamenilor din această comună, care sunt oameni care chiar se mândresc că stau aici, credeți-mă, lumea se mândrește că stă în comuna Poduri. Avem lume din oraș care vor să vină și îmi spune, mi-aș lua pământ în comuna Poduri. Pentru că este altceva, pentru că a început să fie altceva. De ce unii oameni care sunt de lângă noi poate să vadă și noi între noi... pentru că există, în general, niște interese obscuri, că nimeni nu face nici publicitate negativă, nici publicitate pozitivă, nu o face degeaba. Întotdeauna există un scop. Acum, scopul ar trebui să se ridice la mărimea mândriei comune acestea când faci chestii dintr-astea dintr-un scop. Dar mă abțin de la foarte multe lucruri, dar v-am spus, chiar nu s-au găsit încă persoana, cel puțin din punct de vedere administrativ, cel puțin la ora asta să mă oprească din drum de a face ceva și îmi spun asta cu mare credință, că să știți că Dumnezeu ajută oamenii care chiar vor să facă ceva și cred foarte mult în asta. Și mai ajută și oamenii cinstiți. Și în asta cred, chiar cred. Foarte mult în lucrurile astea. Chiar dacă se mai spune pe aici, pe acolo, se mai spun prostii, credeți-mă, chiar la nivel de bază, ce spun. Să știți, dar nu numai că Dumnezeu, chiar am simțit treaba asta și că, uitați, pentru că mi-am adus aminte de chestia asta, ieri a fost, am spus, totuși acum spun la mulți ani pădurenilor, să fii sănătoși, că asta e cel mai important. Ieri era ziua părintelui Arsenii, de la Buda, un om care pentru mine a fost un exemplu și care nici nu am cuvinte să vorbesc despre el, este acolo unde este și mi-ar fi plăcut să merg pe drumul acela de la Cernu, care a costat atâtea miliarde, să merg pe drumul acela, să merg la el cum mergeam în fiecare an pe 24 ianuarie, să-i duc o floare și să fi mers pe drumul acela ca să se bucure și el, dar probabil că de acolo de sus de undeva se bucură de această realizare. Și Dumnezeu să-l ierte și sunt sigur că toți de aici ați avut cu el cel puțin o întrevedere odată și știți ce fel de om era și îl port foarte mult și în, poate mai puțin în rugăciuni, că mă rog mai puțin, că nu mai am timp nici să mă rog. Mă rog în gând așa când merg pe drum, dar în sufletul meu există pentru că chiar un om cu care am avut o colaborare extraordinară. Vă mulțumesc pentru ședință, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă rog frumos să fiți măcar în al 12-lea ceas cinstiți cu dumneavoastră prima dată și pe urmă cu mine. Dacă sunteți cinstiți cu dumneavoastră, o să vedeți că față de mine vă vin altfel de idei. Mulțumesc frumos, domnul Bia, la mulți ani pentru zilele din naștere, la puteam să...